Continuăm cu știri interne. Bucătăriile lumii adunate într-un singur loc. Prima zi a expoziției Food and Drinks și-a surprins vizitatorii cu diverse delicii culinare. Pe lângă bucatele tradiționale, aceștia au gustat și din deliciile altor țări. Tot în cadrul expoziției au fost prezentate utilaje și tehnologii de ultimă generație din industria alimentară. Cel mai gustos eveniment al anului va mai dura încă 3 zile. Venită tocmai de la nord, Margareta Cheptănare a adus cu ea cele mai gustoase sarmale, dar și babă neagră, specialitatea zonei. Spune că totul este făcut din produse de casă, de aici și gustul autentic. Produse naționale, tradiționale la mine. Este baba neagră, eu sunt de la Glodei, nordul Moldovei, și sarmale cu frunze de vie, cu varză. Am și cu frunză de zmeură pe aici. Și iată ce le faci pe dânsele așa, dacă pun și pastă de gogoșari, și pastă de roșii, totul preparat acasă. N-adaug nimic, nici o praf, nici nimic. Peste 150 de producători și distribuitori de produse, echipamente și tehnologii pentru industria alimentară din Republica Moldova, Italia, România, Ucraina și Turcia au venit cu marfă de top. Soții Capsuman, spre exemplu, se laudă cu produse unice pe piață. Carnea preparată de ei este făcută după o rețetă americană. Готовлена в большой американской печи, которая готовится на фруктовых деревьях, то есть мясо томится, коптится в течение 8-16 часов. Без маринада, без ничего, чисто специи, но есть секрет, который мы не можем рассказать. Vizitatorii expoziției s-au teleportat pentru câteva clipe în Italia, gustând pizza și pastele delicioase pe fundalul melodiilor italiene. Lucruri simple, panini in primis, cu mezeluri și cascavaluri italiene și pinsette, che è un fel de pizza făcută cu un aluat foarte diferito, un aluat che are un timp de dospire de 48 de ore, se primește un produs moale, gustos. Și cei care preferă dulciurile turcești au avut ocazia să aleagă dintr-o gamă variată. Asta pentru că aromele orientale și-au făcut loc pe tarabe. Avem rahat lucum mai nistrișor, mai acrișor. Adică suc de rodiș cu fistic și cu răchițele. Suc de rodiș cu fistic și cu barbaris. Ciurciela, tot e puțin zahăr conține foarte, foarte gustoasă. Ele toate Vizitatorii care au avut ocazia să guste din deliciile expuse au rămas de-a dreptul impresionați. Mă centrat și ea pe gust. Iar să vedem rulada asta cât e de gustoasă. E foarte gustoasă. Îmi place. Am fost la uleiuri, la cet balsamic italian, pasta italiană. Și a noastră e tot mult interesantă. Fructele uscate. În cadrul expoziției se găsește și o ofertă bogată de echipamente pentru industria alimentară. Majoritatea utilajelor sunt testate la standuri, iar produsele gătite sunt oferite vizitatorilor pentru degustare. Suntem convinși că inovația este calea spre succes, de aceea suntem aici la Moldexpo cu cele mai noi tehnologii lansate de către partenerii noștri naționali și internaționali, pe care le expunem publicului larg și le demonstrăm live aici la noi. Avem cuptoare cu convecție, vitrine, linii calde, tot de ce este nevoie pentru a echipa un restaurant. E automată pentru îmbutelierea merii, a sucului, a uleiului, a apei, deci tot ce este lichid. Deci avem ciclu de dozare, merge dozarea, pe urmă avem căpuirea, automat în filiere. Pe urmă merge etichetarea, marcare dată. Deci avem de la produs, avem până primim sticla care putem pune pe raft la magazin. Cât costă o asemenea bani? Deci prețul este din jur de 30.000 de euro. Deși prețurile utilajelor ajung până la câteva zeci de mii de euro, reprezentanții Horeca s-au arătat interesați de oferte.
este ceva productiv și cred că fiecare antreprenor tânăr, antreprenor sau deja cu experiență care și are produsul, trebuie să vii aici. Aici îți poți găsi furnizorii, poți găsi prețuri mai ok. Expoziția Food and Drink se va desfășura timp de 4 zile și în acest an vizitatorii vor putea degusta zilnic produsele de panificație coapte la târg. O parte din acestea vor fi donate orfelinatelor.